Alături de mine sunt cei care ne vor vorbi mai multe despre această competiție, metodă de participare. Deja suntem și în ajun, este 9 martie, înseamnă că acest concurs va avea loc mâine. Alături de noi în această dimineață este coordonatorul proiectului All Right Competition, Beni Telmia. Bună dimineața! Bună dimineața! Alături de Vladimir Șnurenco, manager ALC, putem să spunem deja? Da, ALC, bună dimineața! Însoțite de specialistele aceleiași instituții, Stella Popa și Victoria Laur. Bună dimineața! Bine ați venit! Avem dispoziție pentru discuție, de aceea haideți să facem o mică introducere în ceea ce privește această competiție, putem să spunem. Centrul Listic American este organizatorul și sponsorul concursului All Right. All Right este un concurs în cadrul căruia elevii și studenții scriu un eseu creativ la unul dintre temele propuse. Lucrările sunt verificate de un juriu internațional, iar noi oferim câștigătorul... Am să vă ajut. O mie de lei. Bancnota eseului. Ai scris eseul, ai pupat banii, într-un fel. 1000 de lei pentru acest eseu. Destul de interesant. Colegii mor, vă spune mai multe despre concursul All Right. Ok, am să îndrăznesc să vă acord o întrebare, mă veți ajuta, bineînțeles. Este o evaluare a cunoștințelor per general a participanților a ceea ce privește poporul american și cultura sau e și o evaluare a capacităților de scriere, gramatică și așa mai departe? So, Beni, what is the main purpose of this contest? What do you follow? Just to check the grammar, the writing skills, or more than that? No, it's more than that. It's about developing creativity in writing and with the flow of ideas. So not to limit the students to just grammar and spelling. It's more about emotion. Deci concursul dat urmărește faptul pentru a dezvolta abilitățile de scriere ale elevilor, de a demonstra capacități creative și de a aplica cele 5 simțuri. Cinci simțuri. Uh-huh. În engleză. Asta va garanta câștigul celor 1000 de lei. Suma este destul de impunătoare dacă vorbim și despre studenți, cum este loc și de bursă, mai câștigi și un premiu din partea asta. Chiar este interesant și avantajos să cunoști limba de circulație internațională. În cazul în care vorbim despre numărul participanților, la ora actuală, câți au înscris în competiție? La moment, concursul a început pe data de 20 februarie și va dura până undeva pe 20 martie. Dacă va fi necesar, vom prelungi acest termen pentru că avem foarte mulți doritori. Până acum am organizat concursul în școli. S-au înscris peste 40 de școli, au participat 35 deja din toată țara. Respectiv am colectat în jur de 1500 de eseuri, dar ne așteptăm ca până la sfârșitul concursului, până pe 20 martie, acest număr să se dubleze. Cei care nu au reușit să participe la concursul din instituțiile de învățământ pot veni mâine, începând cu ora 16 la Biblioteca HD-ul, unde am deschis special pentru ei un eveniment public la care să vină să scrie acest eseu și să câștige premiile care le oferim. Unica miză spre care tinde participa trebuie să fie acești bani, 1000 de lei, sau le oferiți și alte posibilități? Nu știu, în cadrul centrului american, evident, lingvistic american. Evident, poate vor fi și alte premii. Noi până când le ținem în secret, fel ca și ziua și locul în care va avea loc ceremonie de premiere, vor fi în jur de 30 de premii, în afară de premiul mare. Așa? Și respectiv, ele până când sunt ținute în secret ca să-i motivăm... Aha. Să scrie aceste eseuri. La fel, mai avem și alte evenimente gratuite la care invităm la Centrul Lingvistic American Buiucani. Este vorba de sesiunile de scriere academică, unde studenții învață gratuit să scrie eseuri academice, CV-uri în limba engleză. Ce ar fi însemnând eseuri academice, dacă este posibil de specificat? Vorba de niște texte științifice. Aha. De exemplu, dacă dorești să aplici peste hotare, evident, exact, trebuie să știi, scrii corect o scrisoare de motivare. Aceste lucruri și aceste cunoștințe pot fi obținute. Exact. Și totul este gratuit. La fel avem încă evenimente gratuite, cum este Movie Night și Book Club. Ele sunt conduse de specialiști în literatură și cinematografie din Statele Unite, de Tony Shaw din California și Will Dixon din State. Movie Night este în fiecare marți și joi, începând cu ora 6. Urmărim filme americane. Exact, urmărim filme americane, documentare și artistice. Aha. Apoi le discutăm cu un vorbitor nativ. Iar în fiecare sâmbătă
începând cu ora 12, discutăm asupra unei istorioare din literatura americană. Am să o întreb pe doamna Telmia, dar care sunt temele care vă sunt curioase sau care vor fi puse în competiție pentru eseuri în acest an? Questions about the topics. The prompts vary from each form, and they're a secret. Temele diferă, da, de la clasă la clasă, dar sunt ținute în secret, așa cum concursul încă nu a finalizat. Deci, respectiv ca nimeni să nu reușească să se pregătească până vine la concurs, noi le ținem în secret. Dar credeți-ne, temele sunt foarte interesante. La noi e mai strict. Vorbim din toate domeniile, adică cel puțin să știm spre ce să se orienteze. Orientativ, vorba aia. Cultură, societate. Un exemplu, da. 3 ani în urmă, da, a fost așa un subiect, discutând cu Beni, și mi-a strânit într-adevăr curiozitatea. Dacă te-ai trezit într-o dimineață și ai privit la cer, la nouri, ce gust ar avea acei nouraș? Deci e ceva în linii generale, mai mult așa. Aici și cele 5 simple. Înțelegem că este o tradiție deja să organizați astfel de competiție. Noi organizăm această competiție primul an, dar Beni se ocupă deja al patrulea an de acest concurs. Și cum este să organizezi astfel de concurs? De fiecare dată descoperiți ceva nou în participanții aceștia? Firul creativ este în creștere? Se dezvoltă interesul și competitivitatea? We've been running this competition for like 4 years, so do you see any progress and development? Absolutely. I've been in a similar competition for the last 4 years, and each year it continues to grow. It doubles in participation. Haideți să pornim de la o afirmație, să nu-i spunem noi stereotipizată, dar e cunoscut genetic că noi prindem foarte ușor limbile. Este adevărat, dumneavoastră, participând sau activând în cadrul acestui centru, este despre noi asta, că foarte ușor prindem aspectele definitorii sau totuși avem încă și mult de lucru? Atunci când te afli într-un mediu normal, că prinzi foarte unde se vorbește foarte mult o limbă, o prinzi foarte repede. O să dau exemplul meu, pentru că eu am studiat franceza, de fapt, și am venit să lucrez la LC Buyukan și aflându-mă în acest mediu, am început să perfecționez un pic engleza. Am înțeles. Vladimir, ești coordonatorul proiectului. Ce presupune aceasta? Tu te ocupi, ești un fel de supervisor adjunct, cum o fi? Centrul Linguistic American Buyukan și noi avem o echipă foarte mare și interesantă de specialiști. Avem câteva profesori din Statele Unite Americii, chiar și din Canada, dar ceilalți profesori de limba engleză, ei tot au experiență de a trăi, învăța sau lucra peste hotare în țările anglofone. Centrul vostru oferă și susținere pentru cei care, nu știu, dau dovadă de excelență, de performanțe ieșite din comun ca să meargă în vizită în Statele Unite? Noi avem prezentări gratuite care le facem în școli și le vorbim elevilor și în universități studenților despre oportunitățile care le au, despre programele de schimb academic, despre programele de burse care le pot obține în străinătate, inclusiv deci în Statele Unite. Suportul informativ vine all inclusive la pachet, cum o fi. Când ați spus că vreți să prelungiți termenul? Da, pentru că avem foarte mulți doritori și respectiv o să o prelungim probabil Mie asta de lei își va căuta mult deținătorul, după cum vedem. Exact. Noi vă mulțumim frumos pentru prezența astăzi la emisiune. Vă reamintim că ei sunt organizatorii All Right Competition, cei care vor să strălucească cu un eseu. Temele, mi-am depus străduința să le aflu, nu am reușit, sunt secretizate sau cu sigla top secret, cum o fi. Dar haideți să vă fac cunoștință încă o dată cu cei care am participat. Este vorba despre doamna Beni Telmia, coordonatorul proiectului All Right Competition. Și despre și Vladimir Șnurenco, managerul All Right Competition, și Stella Popa și Victoria Laur, specialiști Centrul Linguistic American Buyukan. Noi vă mulțumim frumos pentru prezența la emisiune. Mulțumim pentru invitație.